Abonează-te acum. L-a citat în seara asta fratele meu Marian, Domnul să-l binecuvinteze. Știți care? Și cel ce n-a crezut a și fost judecat. Iar pentru cei care au crezut, Biblia spune că nu mai merg la judecată. Și mărturisirea este aceasta, spune Biblia. Cine are pe Iisus, are viață veșnică. Cine n-are pe Iisus, n-are viață veșnică. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce ascultă cuvintele mele, nu ale lui Mirela, ale Domnului, spunea Domnul, și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Și a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Apropo, vreau să vă spun, toți copiii lui Dumnezeu nu se duc la judecată. Copiii lui Dumnezeu se duc să primească răsplata. Știți ce înseamnă răsplata? Să-ți primești binecuvântarea din mâna lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvintează. Și femeia asta care în Biblie spune avea o boală așa de gravă și pe care nici unul nu o băga în seamă. Știți? Dacă în ochii oamenilor ești un nimeni, în ochii lui Dumnezeu ești fiică și fiu de împărat. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în locul ăla din Scriptură? Așa de mult mi-a plăcut. Spune că s-a aplecat așa de tare femeia asta, s-a prins de poala hainei Domnului și dintr-o dată, spune Biblia, că a ieșit spre omul lui Dumnezeu Petru, care dacă vreți, a pus pe Domnul la încercare și a spus, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, era furtună, era corabia în furtună. Și Domnul a strigat de dincolo și a zis, îndrăzniți eu sunt. Și omul lui Dumnezeu a spus, dacă ești tu, a spus, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și am spus, haideți să provocăm pe Domnul. Și în seara asta aș vrea din nou să facem lucrarea asta minunată. Și am spus la biserică acolo, ca semn că Domnul e aici, dacă este cineva care are nevoie de vindecare urgentă, vreau să mă rog. Și au venit mai multe surori. N-am știut. Martorii este Dumnezeu. Și au venit și ne-am rugat. Două, trei suflete s-au predat la Domnul. A fost o bucurie. La două săptămâni m-au sunat frații. Fratele conducător, frate Mirel, vreau să-ți spun ceva să te bucuri. Ce? Frate Mirel, între surorile acelea care au venit în față și te-ai rugat și ne-am rugat biserica întreagă, erau două surori de ale noastre, de ale bisericii pe care le cunoșteam. Amândouă diagnosticate cu cancer. Una cancer, știți dumneavoastră că nu pot să exprim, și una cancer mamar. Și amândouă la două săptămâni au venit în biserică la cina Domnului și au spus, am venit cu analizele. Am venit cu analizele, atenție mult, nu-mi permis să spun mai mult decât ce știu. Am venit cu analizele și uitați analizele. Nu-i mai cancer, nu-i mai urmă de cancer. Am aici, între noi, pe sora Gabi. Ea n-a îndrăznit să vă spună. A fost diagnosticată cu cancer. I-au extirpat sânul și trăiește. Pentru că Dumnezeu nostru trăiește. Și nu stă atârnat la gâtul nimănui. Și nu stă zugrăvit pe peretele nimănui. Nu. El e viu. Fie slăvit numele Lui. Și ca semn că în această seară este aici, împreună cu mine poți să-L provoci. Doamne, ești aici? Și Domnul e aici. Nu pentru că noi am fi bun, nu. Pentru că a spus ori de câte ori vă adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul vostru. Și El niciodată nu și-a călcat promisiunea. Noi ne-am călcat promisiunile. Am făcut atâtea promisiuni. Doamne, te vom sluji. Doamne, vom fi mai buni. Ne-o pocăi mai mult mâine, Doamne. Dar El și-a ținut promisiunea. Fie slăvit numele Său. Și îmi place cuvântul ăla. Spune, o putere a ieșit din Iisus. Că Domnul s-a întrebat, cine s-a atins de mine, știți? Și oamenii din jur au zis, să stai puțin, te îmbulzesc. Probabil mii sute în jurul lui. Nu, e o diferență. Știți care e diferența? Știți ce face diferența în această seară? Credință. Puteam să fim un stadion, cum spunea sora Gabi, și să nu fie nimic. Putem să fim puțin, dar să fie credință și să oprească Domnul aici. Asta face diferența. Femeia asta cu credința ei a oprit pe Domnul din călătorie. Poți în această seară împreună cu Mirel să-L oprești pe Domnul din călătoria lui. El călătorește. El e samaritanul care e în călătorie, așa spune Biblia. Și poți opri. Doamne, ai milă și de mine. Și Domnul se oprește, slăvit să fie numele Lui. Dar știți de ce iubesc Biblia? Când m-am uitat atent în cuvântul acela, pur și simplu s-a umplut inima mea de bucurie. Când pentru nimeni, pentru toți din jurul tău, ești nimeni, ești un gunoi, ești ceva mare, se întinde pe jos, sunt bolnav, e nenorocit, e terminat. Știți ce spune Domnul? Fiindcă
Credința ta te-a mântuit. Știți? Că noi suntem fii și fiice de împărat? Fie slăvit numele Său. Oricine crede în El are viață veșnică. Un alt mare adevăr al Bibliei. El este Dumnezeului oriunde. Ascultă-mă bine în această seară. Oriunde, știți unde este? Astăzi este corabie. El e Dumnezeului oriunde. Nu-i loc pe pământul ăsta unde să fie chemat Iisus Hristos și să nu se prezinte. Nu-i loc. Într-o zi cuvântul Domnului spune că era un loc numit Gadara. Și acolo era un om care era legat. Era un om posedat. 6.000, o legiune întreagă. Închipuiți-vă cum făcea, nu mai trecea nimeni pe acolo. Satan își făcuse un cadastru și a spus Satan, pe aici nu trece nimeni. Să știți că Iisus Hristos trece pe oriunde. Fie slăvit numele Său. Și se îndreaptă Domnul spre Gadara și pornește furtuna. A cine îl poate opri pe Iisus Hristos din călătoria Lui? Cine? Spuneți-mi voi unde a pierdut. Că eu n-am găsit că a pierdut niciodată. Fie slăvit numele Său. A ieșit biruitor întotdeauna că-i Dumnezeu. Și s-a apropiat de omul ăsta și cuvântul Domnului spune că omul ăsta se tăia, se flagela, își făcea rău. Oamenii fugeau și nu mai treceau pe acolo și se oprește dreptul lui. Și știți ce face Domnul? Domnul l-a dezlegat. Vreau să spun ceva. Poate că ești aici și spui, nu mai pot fi mântuit pentru că am prea multe păcate, am prea multe vicii. Poate că ești aici și spui, mai mă poate ierta pe mine Dumnezeu? Da, Dumnezeu iartă. Și mai mult decât atât, Domnul dezleagă. Și te dezleagă și pe tine, cum a dezlegat și pe mine. Ăsta care stau în fața voastră, un nenorocit, un gunoi. Am vrut într-o zi să câștig lumea. Mi-am luat soția, mi-am luat familia și am plecat în Germania. Am zis că vreau să am mai mult, să fiu mai bine. Și am plecat, am stat o perioadă în Germania. Am sunat acasă. Seara singur, într-o cabină de telefon. Tata mi-a răspuns, ce faci? Când vii acasă. Așa e că sunteți aici părinți care vă doriți să fie copiii voștri mântuiți? Care din părinți nu și-ar dori copiii lui să fie la picioarele Domnului? Care? Și nepocăiții cred că și-ar dori asta. Și mi-a zis tata, tu când vii acasă? Și am spus într-o cabină de telefon așa, dacă mă ajut să ajung în România cu bine. Și spuneam lui Dumnezeu asta. Am să mă pocăiesc. Au trecut câteva săptămâni, ne-am cerut actele, am venit spre casă. Nu vă mai spun că e prea mult de spus. Știu, doar că Satan ne-a pus așa piedici să ne ajungem acasă. Pur și simplu, la un moment dat, mașina a luat foc. Cu copii în mașină. Dar avem un Dumnezeu care e mai mare decât orice foc. Focul veșnic. Știți ce strigau flăcările în cuptor? Poruncă de la Marele Împărat. Să ardem și să nu dăm fum. Și să deschidem legăturile lor. Aruncaseră trei tineri în cuptor, încinși de 7 ori. Dar s-a prezentat focul adevărat. Iisus Hristos Domnul. Pur și simplu l-am dat peste, mi-a luat foc mașină. Am ajuns acasă. Am vrut să mă împlinesc, dacă vrei făgăduința, să-i spun că vreau să-L primesc în viața mea. M-am dus la adunare, așa cum stați voi în această seară și m-a ascultat. M-am așezat undeva în spate acolo. Dar a venit Satan, mustră Domnul seara asta. Și mi-a pus în față o vitrină și mi-a zis, cu cine să te pocăiești? Cu ăștia, cu asta, cu ăla, cu aia, lasă că știi tu cine e. Nu știi tu ce e viața au. Și spre rușinea mea o spun, de câte ori mi-o pune Domnul în inimă, spun, ca să-L fac de rușine pe Mirel. Și să ne las pe Iisus Hristos, Domnul. A plecat de acolo, fără să ridic mâna și fără să spun că m-a ajutat să ajung acasă. Fără să spun că vreau să-L primesc în viața mea. Și au trecut câteva luni. Soția mea, născuse cel de-al treilea băiat al meu, numit Elisei. Și a început să spună, mă durere, mă doare, mă doare. Știi, când ai bani, te crezi deștept. Te crezi așa de deștept, te crezi chiar doctor. Aveam bani, aveam o mașină frumoasă cu o steluță în față, un apartament, aveam tot ce-mi trebuie. Ce faci? Că nu mai depinde de tine și de banii tăi. Ce faci? M-am dus la medic și medicii mi-a zis
să facem investigații. Domnul doctor, eu cred că are o apendicită. Știți ce face societatea în care trăim? Îți ia bani și atât. Dar este unul numit Iisus Hristos, care nu are nevoie de banii tăi, care nu are nevoie de averile tale, care nu are nevoie de ce știi tu și ce ești tu. Are nevoie doar de inimă sinceră și curată, atât. Nimic altceva nu cere deloc de la noi. Am plătit și mi-au luat banii, mi-au operat soția. Am crezut că se face bine, apeticită. Cine se gândește că ar fi rău? Și trece o săptămână, trec două și soția era mai rău. Slăbea din ce în ce mai mult. Ne-am dus, am luat-o de acolo, am zis că o aducem acasă, o întreținem noi, stăm lângă ea. Mai ales că aveam copii acasă. Unul dintre ei avea nevoie de sânge. Iar Jessica și David, mai măricei decât cel mic, aveau nevoie de mama lor. Am adus-o acasă și am zis că putem să o punem noi pe picioare. Știți cum sunt? Suntem noi oameni. O îngrijim noi, suntem noi lângă ea. Dar într-o duminică dimineață, pur și simplu, soția mea a închis ochii și am zis că a murit. S-a încleștat gura ei și am crezut, gata, s-a dus. Am luat-o pe brațe, nu știu cum am făcut, nu știu cum am ajuns la spitalul de urgență numit Floreasca. Nu știu cum, dar știu ceva. La ora 10 am ajuns și până la ora 5 după masă n-au spus unde e. Nu mi-au spus nimic, de frică să nu cumva să facem ceva, pentru că doar externasem de acolo. Și știți ce mă gândeam? Mi-au omorât soția. I-au făcut o operație de apendicită și avea altceva. Și așa e că noi oamenii suntem oameni care țipăm, strigăm. Nu e normal să gândești așa. Ne-au văzut mulți și au zis gata. Și au ascuns până la 5 după masă de noi. La un moment dat, directorul spitalului ne-a văzut acolo, a venit lângă mine și mi-a zis, tu ești soțul? Da, hai cu mine. Și m-a dus în birou și mi-a zis, te duci acasă, domnul Mirel, și cumperi groapă, cumperi sicriu, cumperi tot ce trebuie, ca soția dumitale ne pare rău. Am făcut tot ce se poate omenește posibil, nu știm dacă trăiește până la ora 12 seara. Soția dumitale are septicemie generalizată acută, 80% purulente, iertați-mă, surorile mele, frații mei, pur și simplu tăiat în două, intestinele scoase și puroii continuare scoteau. 4 drene care scoteau permanență puroi. Te întreb în seara asta, cine poate să dea viața? Cineva din familie. Poate că ești aici și știi un caz. Fă și tu ce au făcut alții pentru mine. Au adus un binețel la biserica unde eu am fost și mi-am bătut joc de ei. Mă, voi sunteți pocăiți? Mă, voi sunteți așa? Mă, voi cu tare, mă! Dar vreau să spun ceva. Cine te pune pe tine să-ți bagi joc de ei? Ai murit tu pentru ei, Mirel? A murit Iisus Hristos pentru ei. Să rodul suferințelor lui Iisus Hristos, ce-ți pasă ție? Aștia suntem noi oameni. Vrem să scoatem, dacă vrei, baiul din ochiul altuia și pârna de la noi o vedem. Aștia suntem oameni răi. Fire păcătoasă. Și-au dus bilețelul și-au făcut o rugăciune la biserica ce e. Și pe bilețel spunea soția lui Mirel, doctorii nu mi-a dat nicio șansă. Se pare că seara asta se duce. Faceți o rugăciune pentru familie. Și au început să se roage. Știți care este cea mai importantă rugăciune? Sau dacă vrei, rugăciunea care nu poate fi refuzată? Ați auzit de ea? Există în Biblie o rugăciune care nu o refuză niciodată, tată. Știți de ce? Toți avem soții și ni le iubim. Dacă ți-ar cere soția stelele de pe cer și ai putea să îi le aduci, îi le-ai da? Îi le-ai da, că eu iubești, nu-i așa? Ce zici tu dacă plânge porumbița lui Iisus Hristos pe pământ? Acela care conduce universul cheamă stelele pe nume și ele vin și o zi povestește celelalte despre măreția lui. Crezi tu că el stă nepăsător? Eu vă spun că nu. Dar știți când biserica se adună împreună și se roagă împreună. Dacă doi, spune Biblia, se unesc să ceară ceva de la Domnul,
Tatăl din cer dă. Dacă în seara asta împreună cu mine te unești, ca aici Domnul să dea viață veșnică, Dumnezeu o dă. Nu pentru că suntem noi scuțiți în predică, nu pentru că suntem noi scuțiți în cântare, nu, ci pentru că a făgăduit. Și făgăduința lui e da și amin. Și nu trece nimic peste făgăduința lui Dumnezeu. S-a ridicat acolo un om al lui Dumnezeu și a spus, așa vorbește Domnul. Am văzut deasupra capului acestei femei un steag care flutura și flutura un steag negru. Dar am văzut o mână albă, spunea omul ăsta. Și a venit și a aruncat steagul acela, a luat un alt steag, alt de biruință și l-a pus deasupra acestei femei și flutura. Au venit la mine, la spital, și au îngenunchiat și au început să se roage. Și mi-au spus, dacă trece seara asta de ora 12, și mă uitam la ceas. Mi-am luat țigările din buzunar. Am îndreptat undeva într-un loc sigur, singur. Și am spus așa, am auzit că faci minuni și că numele tău e minunat. Te rog frumos, vino până în 12. Dacă treci de 12, prea târziu pentru mine. Jessica are nevoie de mama ei. David are nevoie de mama lui. Elisei are numai 3 luni și are nevoie de mama lui. Cine-mi dă mie înapoi mama copilul? Ce-am să spun la copiii mei? Că eu am fost un nebun care am promis lui Dumnezeu și n-am fost în stare să-mi duc, bine, să-mi duc în plină făgăduința până la capăt? Știți ce spune Biblia? Că numai nebunul spune, nu există Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să nu spunem niciodată că Dumnezeu nu există. Dumnezeu există și trăiește, slăvit să-i fie numele. Au venit și s-au rugat în seara aceea mulți. Și uitam ceasul și vedeam ceasul. Și vedeam, Doamne, ești aici? S-a făcut 11 seara. S-a apropiat ceasul de 12 și mai să-mi iasă inima din piept. Vă spun ceva. Nu știu dacă a trecut câteva secunde. Peste 12. Și am fost 100% convins că Domnul era acolo. Și strigam ca un nebun. A venit Iisus. Pentru că deschideam ușa și vedeam din când în când ne dădea voie la reanimare, că n-ai voie să intri. Vedeam aparatul care făcea tic, 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 tic. Dacă era o linie continuă, era gata. Dar când am văzut că ceasul tot mai, că acel aparat tot mai funcționează și că tot mai arată bătăile inimii, am știut că Domnul e acolo. Vă mărturisesc. 3 luni de zile ne-au chinuit în spital și mi-au spus, dacă nu moare astăzi, moare mâine. Și pe cine să crezi? Pe Dumnezeu sau pe oameni? Pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Mi-a zis medicul, mă, voi ăștia pocăiți, vă sunteți nebuni pentru Domnul. Și m-am bucurat și am spus, da, și eu, apostolul Pavel, au spus, mai bine nebun în înțelepciunea acestei lumi, auzi, dar în înțelepciunea lui Dumnezeu să fii un om care să-ți deschizi ochii și să vezi mântuirea dată în dar. Fie slăvit Domnul. El este Dumnezeul lui oricând. Dacă este Dumnezeul lui oriunde și a coborât acolo la Gadara și l-a eliberat pe acela și a venit la mine la un spital de urgență și mi-a dat înapoi viață soției mele, îți spun ceva, este Dumnezeul lui oricând. Pe el nu poți să-l pui în timp și spațiu. Eu în mintea mea de om am crezut că dacă îl chem mai devreme, vă spun ceva, n-am târziat niciodată. Aparent în ochii oamenilor avem impresia că întârzie, dar nu întârzie, pentru că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, că-i Dumnezeu și dacă ar fi murit, Dumnezeu ți-o dă înapoi. Dumnezeu ți-o dă înapoi. Am găsit în Biblie scris, murise cel mai bun prieten al lui Lazar. Mor și prietenii lui Iisus, mor și pocăiții, da, să îmbolnăvesc. Dar știți ceva? De partea lor este Domnul. Întârzie 4 zile special Domnul și se îndreaptă spre locul acela și ieșit în întâmpinare Marta, Maria a rămas supărată acasă. Apoi Domnul a spus, unde l-a spus? Și l-au dus la mormânt. Și la un moment dat Maria spune, Domne, de 4 zile miroase greu.
Și la un moment dat Domnul spune, dați piatra la o parte. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Știți cine trebuie să dea piatra la o parte din inima mea și din inima voastră? Noi înșine. Degeaba strigăm aici, degeaba vorbim, dacă voi nu dați piatra la o parte. Ce trebuie să fac eu și ce mi-aparține mie, fac eu. Ce face Dumnezeu și aparține lui, face el. Slăviți să-i fie numele. Și Biblia spune, au dat piatra la o parte și l-a strigat pe Lazar. Lazar, ieși afară! Și mi-a plăcut interpretarea unui frate. Și a zis, când moartea a auzit pe Iisus Hristos că-l cheamă pe Lazar, s-a dus și a întrebat în locuința morților, cine e Lazar? Și au ieșit mai mulți. Și pe mine mă cheamă Lazar, și pe mine mă cheamă Lazar, și pe mine mă cheamă Lazar. Știți ce a spus moartea? Știți, este o diferență. Ăsta pe care îl cheamă Domnul, e prietenul lui. Mă auzi? Dacă nu ți-l faci astăzi prieten, câtă vreme trăiești pe pământul ăsta, câtă vreme umbli, câtă vreme respiri, câtă vreme... Ți-a dat Domnul multe binecuvântări. Dacă nu ți-l faci astăzi, prieten, va veni o zi când va fi prea târziu. Când s-ar putea să faci o rugăciune și s-ar putea să ți se spună prea târziu. Rugăciunea ta nu mai poate fi împlinită. Dar astăzi, câtă vreme se zice cuvântul astăzi, dacă auzi Evanghelia, astăzi pocăiaște-te. Și un alt mare adevăr, și am să închei. El nu este Dumnezeul lui oricum. Ascultați-mă bine. Dumnezeul lui oricine? Dumnezeul lui oricând? Dumnezeul lui oriunde? Dar nu Dumnezeul lui oricum. În împărăția lui Dumnezeu nu se ajunge oricum. În împărăția lui Dumnezeu se ajunge printr-un singur nume. Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Ce zici în seara asta împreună cu mine? Vrei să ți-l faci prieten pe Domnul? Vrei seara asta să pleci de aici și să fie Domnul cu tine în permanență? Știți ce strigă David la un moment dat? Când este El de partea mea, nu mă clatin. Știți de fapt ce înseamnă nu mă clatin? Am găsit traducerea și mi-a plăcut așa de mult. E ca și cum ți-ar pune Dumnezeu un sprijin întotdeauna lângă tine. Și te întreb astăzi, pe ce să te sprijinești? Pe bani? Pe ce ai adunat? Pe știința ta? Pe ce ai ajuns tu și cine ești tu? Pe ce te sprijinești? Când toate astea într-o zi se vor duce. Am găsit scris că trebuie să mă sprijinesc pe brațul lui Iisus Hristos, Domnul. Din mâna mea, spunea Domnul, nu-i va smulge nimeni niciodată. Și în această după masă te chem. Dacă ești aici împreună cu mine și vă invit să vă ridicați.